Programat, gata? Da, în septembrie. Oho. Păi face 6 luni și așa am făcut și cu ela. A, și tot la așa 6 luni, da, să stea și așa. Zic oho pentru că sunt alte familii care merg pe acea idee. Domne, să-l botezăm cât mai repede pentru că până la botez nu știu ce să leagă de copil. Niște... Se leagă. A, da. Da, da, știi, ziceau, să fie botezat, da, da, că plânge, să, da, plânge, să nu e agitat. Da, de ochi. Serios, da, da. Da, sunt o mulțime de... Știu. Nu le-aș zice, nici măcar tradiții. Superstiții. Nici superstiții, da, sunt... Așa s-a împământenit. Nu, n-avem superstiții. Să fie botezat mai repede, să nu se îmbolnăvească. Să nu, se... nu, și botez necesită organizare, deci să-mi iau timp să mă vindec, da, apoi să ne apucăm de organizare. Nu e așa simplu un botez. Botez, știu că nu e simplu. Da, și atunci durează, na, până în septembrie. Nuntă. Câteodată sunt... Am și eu, mai vreau și mai filmez un videoclip, poate luna mai, iunie, ce, adică, na, durează. Botez mare? Dacă se poate. Dacă putem. Ce aveți, cel mai mare, ce aveți acolo? Cu de toate, cu de toate, botez, da, frumos să fie. Deci mare, ia, păi atunci, da, ai nevoie să... Să-l organizăm. Să prinzi puteri, să prinzi puteri la loc, da. În septembrie, de 6, da, 6 luni. Data trecută, în cazul Elei, ai ținut-o foarte mult timp ascunsă, ascunsă, știi? Da, vreo 2 ani. Așa, nu e mult, ce? Eu nu l-am arătat pe film. Acum o să țin 6 luni, o să, da, ținem 6 luni, așa, nu? Până, da, pe la botez, așa. Deci cam atunci e posibil să o vedem. Da. Cum e? Frumoasă, și are ochi albaștri. Da, seamănă cu, seamănă cu ele? Cu bunicile. Nu, seamănă ele între ele? Seamănă ele, da, între, da, ele? Da, 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 da. E la mică, da. Da? Andreea în continuare îl întreabă pe George. Auzi, cum era? Lasă-mă papa la mare. Dar chiar mai ții minte versul, păi, de la melodie? Suflor acum la ea. Suflor la priză. Să fiu suflor la, suflor la priză. Vezi, acum pune mâna acolo, mama. Asta zice pe la microfon. Zi la microfon, Andreu, că nu te uiți. Da. Am uitat să folosesc și microfon. Vorbesc ca o începătoare. Da. Ai ușor. Am uitat la ce se folosește. Ușurel așa e cu cei care vin prima oară la televizor. Ziceam că Petrișorul să-mi sufle prizele care urmează și George textele. Da. Dar ai probleme cu textele? N-ai. Câteodată mai ai. Ai? Mai ai, trebuie, adică și lucid ai. Întrebați alte artiste, că toate au. Am văzut trupe mari. Bă, trupe mari. Cu prompter. Cu prompter? Da, un fel de prompter jos. Da. Asta da, le când dau, cântă foarte multe cover-uri la petreceri private, au aici un... Nu, eu vorbesc de trupe mari, frate, gen YouTube, da, sau... Habar n-am să-ți mai zic. Concerte uriașe, probabil că luat în... și trupe care cântă de 40 de ani, știi? Cânti o piesă de acum 30 de ani, mai uiți cumva versurile. Plus că toți au pe scenă, și presupun că și tu, playlist-ul. A, da, 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 asta clar. Deci este lipit pe undeva lângă monitoarele de control să știe ce piesă urmează. Adică, da. E, na, de înțeles. Așa că n-ar fi nicio problemă. Ai înaintași celebri, ca să zic așa, în a folosi lucrurile astea. Sănătate. Sănătate mult, asta vreau să vă zic și vouă. Mă bucur că ești aici, cum ți-am spus și la început, și că am putut vorbi într-o cheie ușor hazlie, după cum ați observat. Vorbesc cu familia Dabif, care mi-au... Da, de trimis, ce, mă? Deci nu, n-a chinuit nimeni pe nimeni, nu a venit obligată, nu a fost adusă cu arcan, nu din cauza contractelor sau mai știu eu ce. Aha, dă explicații, se simte vinovat. Da, s-a zis Maria. Unde ești, Maria? Da, am spus că întotdeauna vreau să avem telespectatori satisfăcuți la emisiunea asta și mă chinui să-i satisfac personal.